Studioul cinematografic Anima Film București prezintă Adam Clisi, diapozitive realizate în colaborare cu Ministerul Învățământului, București, 1971. Voind să comemoreze victoria câștigată în iarna anului 101-102 era noastră pe teritoriul Dobrogei, împotriva unei oștiri dace aliate cu burii germanici și cu sarmații, împăratul Traian porunci să se ridice în apropierea actualului sat Adam Clisi, un trofeu închinat zeului Marte Răzbunătorul. Terminat în anul 109 era noastră, monumentul, înalt de 38 de metri, constituia suportul uriaș al unui trofeu, o statuie colosală reprezentând un trunc de copac îmbrăcat cu armele luate de la dușmanii învinși. Monumentul, format dintr-un corp cilindric, având un nucleu de beton și piatră brută, era acoperit cu blocuri de calcar sarmatic, dintre care unele sculptate, și înconjurat cu 7 rânduri de trepte, construite din blocuri mari de piatră. El era prevăzut cu un brâu de metope, împodobite cu reliefuri figurate care îi constituie elementul cel mai de preț, iar partea de sus a corpului cilindric se termina cu 26 de creneluri figurative. Pe o construcție hexagonală se ridică trofeul propriu-zis, o sculptură de peste 9 metri. Alături de monument a luat ființă o așezare, numită Tropeum Traiani, care, după ce a cunoscut o perioadă de înflorire în secolele 2-3 era noastră, a fost distrusă pe la 250 de goți. Refăcută la începutul secolului al IV-lea, de către împăratul Constantin cel Mare, cetatea Tropeum a dăinuit până la sfârșitul secolului al VI-lea, când a fost distrusă de avari. Monumentul de Adam Clisi, în starea lui actuală. Se vede nucleul de beton și piatră brută al corpului cilindric. În față, resturile trofeului colosal. Pe fondul stării actuale a monumentului se proiectează imaginea unei cercări de reconstituire a lui, făcută pe temeiul unor cercetări aprofundate. Resturile trofeului colosal din vârful monumentului de la Adam Clisi, înalt de peste 9 metri, el reprezenta un trunchi gros de copac îmbrăcat în armele luate pradă de război de la dușmani. Unul din pulparele trofeului de la Adam Clisi, reprezentând un cap de meduză. Încercare de reconstituire a unei părți a corpului cilindric. Se văd câteva metope împodobite cu reliefuri figurate care călătuiesc o friză ce înconjura corpul cilindric ca un brâu. Sus și jos se văd chenare de decor sculptat. Metopă reprezentând o scenă de luptă. Un ostaș roman cu lance și scut luptă cu un arcaș dușman urcat într-un copac. La rădăcina copacului zace un cadavru decapitat, care, după îmbrăcăminte și armament, este al unui german bur. Metopă reprezentând o scenă de luptă. Un ostaș roman care, după armătură, se arată a fi legionar. Luptă împotriva unui nobil dac, înarmat cu o mare sabie curbă pe care o ține cu ambele mâini. Jos, un războinic german doborât. Ornament de pe corpul cilindric al monumentului. Reprezintă o parte a frizei și înfățișează un chenar de decor sculptat constituit dintr-un șir de spirale cu frunze și cu capete de lupi. Detaliu al corpului cilindric ce îngăduie să vadă cele 7 rânduri de trepte ce înconjurau monumentul. În fund, pavilionul în care se găsește o reconstituire a părții superioare a corpului cilindric, alcătuită din creneluri figurate, alternând cu elemente de parapet. Bazilica Forensis din cetatea Tropeum Traiani era un edificiu impunător, construit pe vremea lui Constantin cel Mare, despărțit în 3 nave prin 2 rânduri de coloane, câte 18 pe fiecare rând. Se văd bazele coloanelor așezate pe socluri mari de piatră.